De toate, cum vă spuneam și de funcții, responsabilitatea trebuie să apese pe umerile fiecăruia dintre noi, indiferent unde suntem, zonă publică, zonă privată, în viața socială, profesională și așa mai departe. Întotdeauna responsabilitatea trebuie să primeze și responsabilitatea față de comunitate, mai ales pentru noi politicieni. Astea sunt în mare întrebări de la dumneavoastră. Cum comentați acuzațiile, să spunem, aduse de adversare dumneavoastră sau afirmațiilor că au fost și, și ei la rândul lor afectați din punct de vedere al sporului obținut în alegeri? Păi mai arătăm o dată tabelul. De asemenea, provocat de asemenea și dumneavoastră, că au fost diferențe, că s-au rămurat, că au plecat acasă, că au rămas procese verbale, că au apărut buletine de vot și erau ștampelate. Au fost foarte multe lucruri semnalate, dar nu suficiente. A fost contestat și la BEC, la Biroul Electoral Central. Și pe lege, Biroul Electoral Central le-a spus foarte clar. În primul rând, trebuie să existe informațiile care trebuie după aceea susținute de dovezi. Și acest cumul de informații și dovezi care trebuie să se suprapună, trebuie să fie suficient de dimensionat încât să fie alterat intenția de vot a vrâncenilor. Vreau să spun că nu au fost decât niște susțineri și de la noi unele dintre ele, altele pe care le-am putut dovedi, dar la Biroul Electoral Central au fost doar susțineri, fără dovezi, și acele dovezi să nu contribuie, pentru că nici nu au existat, dar și dacă ar fi existat, nu ar fi angrenat o schimbare atât de mare a rezultatului votului. Dar au existat sesizări în ziua alegerilor, atât de la PSD și de la, cât și de la PNL, referitor la posibilă fraudare. Nu știu ce au existat de la alții, de la noi au existat mai multe apeluri la 112, pentru că în momentul în care am aflat după amiază de anumite intenții, atunci am pus în alertă pe toți candidații de la nivelul fiecărei localități să stea să monitorizeze. Și da, au fost mai multe apeluri la 112 de astfel de sesizări. Da. Acum vorbiți de PNL, știți cum e cu funia aia. PNL-ul se pregătea de... ziceți, cumpărare de voturi înainte de vot. Că tocmai a apăruse o înregistrare audio, dar par veni și nouă, în care un candidat, cel de la Mera, promitea sume de bani pentru voturi. Și acea înregistrare, sunt convins că va face obiectul unei anchete, care după aceea va dovedi în ce manieră a fost sau cât de mult a fost fraudat votul la Mera. Și au mai fost și alte informații, dar cum vă spuneam, sunt și lucruri pe care nu le pot spune, pentru că n-aș face decât să anulez munca pe care trebuie să o depună organele abilitate. Adică ați făcut mai multe plângeri penale, sesizări? N-am făcut niciodată o plângere penală. Cu dumneavoastră personal. Dar de data asta, da, o să fac, pentru că la secția 21 viața mea a fost pusă în pericol. Ați fost amenințat acolo de faptul că am fost amenințat, scuipat, nu mai contează. Toate acele persoane care au venit și s-au comportat într-un mod extrem de civilizat, cu ghilimelele de rigoare, după cum ați văzut cu toții, au fost aduse acolo. Li s-a cerut liderilor care au adus, sunați-vă gărzile ca să venim peste hal. Și când și contracandidatul, președintele interimar al PNL Vrancea, putea foarte bine să intre în secție, în zona unde eram și eu pe holul secției, sau putea să intre în secție să-și depună o întâmpinare, o contestație care era în termen, și foarte bine putea să fie acolo ales o altă cale. Sunt mai multe articole de cod penal, de incitare la ură, la violență, de punere în pericol a persoanelor și a mai departe, pentru că n-am fost doar eu, au fost și alți colegi de-ai mei, și tot acel mecanism care nu are legătură cu democrația, pentru că în democrație te comporți și civilizat, te exprimi la fel de civilizat și sub nicio formă să aduci tot felul de oameni pe care sunt convins că instituțiile statului le vor identifica și o să vedem ce fel de oameni sunt cei care au venit și s-au comportat așa cum s-au comportat acolo. Da, a fost o anumită stare de temere. Nu atât pentru mine, pentru că eu mi-am asumat dinainte de campania electorală, când
am luat decizia de a candida, știind grupurile de interese și interesele care levitează în jurul unor partide din județul Vrancea. Nu m-am lăsat intimidat, nu o să mă las niciodată intimidat. Singurul de care mi este frică este Dumnezeu. Restul... Ce veți face pentru a crea o majoritate în Consiliul Județean? Aveți acum 13 consilieri, nu, veți avea 13 consilieri dumneavoastră, 13 PNL-ul, 3 forță, 3 Dreapta Unită și 3 AUR. Purtați negocieri cu toți? Tot ce este legal, corect și politic și, de ce nu, și în interesul nostru ca partid, dar mai ales sau mai mult în interesul vrâncenilor, pentru că, da, va trebui să existe o majoritate. Vă dădeam exemplu de la Focșani, unde am fi putut fi, având în vedere că a existat o majoritate împotriva primarului Cristi Nisăilă și știm foarte bine cât de mult au fost blocate, dintr-o analiză așa mai amănunțită, aproape 9 luni de zile au obținut cumulat în cei 4 ani de zile blocarea proiectelor de dezvoltare la municipiul Focșani. Deci am fi fost înainte cu vreo 9 luni de zile. Am fi avut toată resistematizarea funcțională astăzi și n-am fi mai avut acest disconfort de care ne lovim cu toții inerent în fiecare zi. Președintele PNL Vrancea, Dragoș Ciobotaru, a susținut într-o declarație, când a recunoscut că a pierdut aceste alegeri, că nu va face, nu va face alianță cu PSD și că alianța pe care a fost făcută la nivel central a fost o greșeală. Cum comentați această declarație și dacă dumneavoastră veți avea negocieri în cadrul Consiliului Județean pentru o alianță? Eu, așa cum v-am spus, o să am negocieri cu toate forțele politice care sunt deschise. Oameni care se cred așa visători și invincibili au fost și vor mai fi, din păcate, sper să nu fie mai mulți decât avem în prezent. Faptul că nu sunt de acord cu alianțe centrale și așa mai departe, se poate exprima în interiorul partidului, la București. Se putea exprima când a primit milioanele de lei pentru proiecte, că nu au fost fonduri europene, au fost fonduri guvernamentale. Dar e bine să fim la guvern, că ne-am cam obișnuit în ultimii ani cu retorica asta de la PNL. Criticăm guvernul, suntem într-o majoritate PNL-USR la Vrancea, dar în majoritatea care dă bani la București, în comunitățile noastre. Nu o comentez decât ceea ce fac eu. Restul n-au decât să spună ce vor, că până la urmă cu toții vom da socoteală. Aici, în fața românilor, a vrâncenilor. Apropo de planuri, la PNL deja a fost anunțat un posibil candidat pentru Camera Deputaților, în persoana domnului președinte Dragoș Ciobotaru. La PSD există astfel de discuții? Ați stabilit ceva pentru viitoarea? Nu există, nu au existat. Vor exista într-un anumit moment când va reprezenta un punct de interes pentru organizație și pentru vrânceni. Deocamdată analizăm datele, încercăm să frenăm alianțele. Cum vă spuneam, deja mă contactează funcționari din Consiliul Județean și îmi spun deja de problemele care sunt în proiectele foarte volubil expuse vrâncenilor în ultimii ani și care, de fapt, nu sunt decât anumite dosărele cu documente care parcă n-ar fi în regulă. Ei îmi spun, funcționarii aia publici care lucrează la ele. Știu că sunt tot felul de reacții, inclusiv în Consiliul Județean, și aici vreau să transmit și aici un mesaj foarte clar. Eu sunt un om care a respectat legea în litera și spiritul ei. Și mi-am dat demisia când am considerat că ceva ce nu e corect și nu mi se cuvine, să nu-l am. Pensia specială. Mi-am dat demisia din mandatul de parlamentar să nu am pensie specială. Mi-am dat demisia din Parlament să vin prefect ca să pun umărul la dezvoltarea județului Vrancea. Și la fel voi face în continuare pe respectarea literii și spiritului legii și le cer și funcționarilor din Consiliul Județean să fie extrem de atenți și să nu facă niciun rabat la acest lucru. Iar cei care au mai ajuns, că înțeleg că sunt vreo câteva zeci care au ajuns în ultimii 4 ani și sunt așa puțin mai temătorii, le transmit, dacă știu să facă treabă, dacă știu responsabilitatea și atribuțiile, să n-aibă nicio teamă. Dacă s-au dus acolo doar pentru niște salarii, ar fi bine să plece înainte de a ajunge acolo. Pentru că
tot în legile alea la care fac eu referire și pe unde am mai și scris, pe codul administrativ sunt acele analize care se fac la sfârșitul fiecărui an pe activitatea fiecărui funcționar public. Eficiență și rezultat. Cu problemele pe care le-a spus dumneavoastră, care s-au întâmplat în timpul procesului electoral și cu probleme transmise și de PNL, ca o concluzie dumneavoastră, credeți că a fost un proces electoral corect și rezultatul este unul corect? Corect și perfect nu e nimic de mâna omului. Nu există. Clar că nu au fost și v-am spus și eu la începutul intervenției că nu au fost foarte multe lucruri și din păcate în cei 30 ceva de ani de democrație, din acest punct de vedere, pare că am involuat cu o activitate care a trenat 12 zile după închiderea votului la Biroul Electoral Județean. Clar că și în secțiile de vot, dar știți ce? Acele secții de vot au fost constituite din reprezentanți ai unor entități publice care au fost selectați, puși în acel corp de experți, au fost selectați electronic și așa mai departe, mă refer la președinți, locțitori, la operatorii de pe tabletă și după aceea reprezentanții partidelor. Dar am văzut o deprofesionalizare tot mai accentuată în rândul celor din corpul experților electorali. Și aici trebuie o foarte mare atenție. Noi o să sesizăm pe toată lumea, așa cum am spus, pe fiecare instituție, pe domeniul de responsabilitate, pentru că este anormal cu atâta tehnologie să nu-ți iasă cheile 5-6 zile la rând. Sunt două lucruri. Ori n-ai ce căuta acolo, ori ai vreun alt interes. Da, au fost foarte multe sincope, dar cum vă spun, nu avem nici dovezile pentru toate și toate cele care le știm nu ar fi, cred, schimbat foarte mult rezultatul votului. Vorbim totuși de 1282 de voturi între mine și următorul contracandidat. Știți foarte bine, și la sectorul 1 și la sectorul 2 sunt diferențe foarte mici, sub 600, 200, 400. Adică la sectorul 1, candidatul PNL a putut fi primar să iasă la câteva zile cu 400-500 de voturi peste. Clotilde Armand. Aici cu 1200, de nu știu ce, nu. Să mai spunem la Bordești, dacă țin bine minte, cu 7 voturi peste. La Panciu, 60 aproape de voturi. Despre ce vorbim? Adică ajut. Ajut. La ajut a fost mai mare. Da, mai departe. Da. Bun, apropo de profesionalizare, au fost, deci am înțeles, mulți președinți și locțuitori pentru prima oară în această postură. Deci nu au fost din cei care aveau experiență. Cred că ar trebui gândit cumva să fie pus, chiar dacă e președinte sau locțuitor, cu o persoană care a mai fost în secție. Știți, fiecare domeniu are specificitatea lui. Chiar dacă suntem juriști, asta ca și un doctor. Nu înseamnă că doctorul poate fi și chirurg, și... manager de spital. Cum? Chirurg și manager de spital. Da, și de pediatrie și de orice altă specialitate din domeniul medicin. La fel și juriștii. Înseamnă administrație e puțin diferită ca toate celelalte domenii din sfera asta juridică. Și da, trebuie cumva găsite niște soluții să punem oameni care au mai fost, cel puțin, sau au o expertiză în aceste secții. Ce veți face dumneavoastră până la toamnă când veți prelua mandatul? Vă veți întoarce la Consiliul Județean? Veți lucra în altă parte? Nu m-am gândit la acest aspect, încă ce fac este să conturez tot mai mult proiectele pe care le-am propus vrâncenilor și multe dintre ele care au convins pe vrânceni să fiu votat. Asta că vin la Consiliul Județean, n-ar fi o problemă. De exemplu, veți fi șomer până la toamnă? Spuneți-ne ce faceți. Sincer, n-am avut timp să mă gândesc. Dar vă anunț, dacă ăsta e de interes public atât de mult, când iau o decizie, ca de fiecare dată vă anunț și aici. N-ar fi o problemă, anunțat eu la funcția de parlament să vin pe un salariu de prefect. Care e ultima funcția dumneavoastră la Consiliul Județean, de pe care ați plecat? Consilier juridic. Consilier juridic. Da. Nu șef de birou sau șef de... Nu. Consilier juridic, atât. Da.
N-am nicio problemă să... Da, ce bine ar fi să o pot lua de la început. Cine nu și-ar dori, cred. Eu mi-aș dori, dar doar că nu-i posibil. Din punct de vedere al... N-am aveam nicio problemă. Atât timp cât sunt sănătos, am toate lucrurile în ordine, pot să fac foarte multe lucruri. Da. Nu e o problemă asta. Înainte de campania electorală ați discutat și ați și reușit să convingeți în primar să treacă tabăra PSD-ului. După ce s-a anunțat acum rezultatul alegerilor, veți mai avea discuții și cu alți primari, viitori primari, pentru că sunt și noi primari în acest sens? Ca și prefect, și parlamentar, și orice am fost în viața mea profesională, o să am discuții cu toți cei care au nevoie de ajutor. O să sprijin pe toată lumea. Voi fi un președinte al tuturor frâncenilor, indiferent cum au votat, dacă au votat. Din contră, țelul este să ajut toate comunitățile să se dezvolte. Bineînțeles, multe dintre ele nu se pot dezvolta decât prin intermediul primarilor. Am avut aceeași deschidere și când am fost prefect. Dacă ați văzut inclusiv Guvernul României, când a repartizat pe programele de Anghel, Salini și așa mai departe, o echidistanță, un echilibru pentru dezvoltarea tuturor comunităților, pentru care am militat și voi milita în continuare. La momentul la care s-a decis alianța între PNL și PSD și la nivelul județelor s-a respectat un anumit mecanism privind numirea reprezentanților. Se păstrează acest mecanism și vă întreb în mod direct dacă domnul Iorga va rămâne postul de prefect. În primul rând că acest mecanism n-a funcționat la județul Vrancea. Acum ce rămâne domnul Iorga sau cine va fi prefect nu e de competența mea. Mai ales că nici nu mai sunt eu prefect ca să am vreun cuvânt de spus. E o decizie a Guvernului României, fără doar și poate premierul știe foarte bine și cred că a demonstrat ce trebuie făcut, inclusiv în această zonă. Dar nu este o, și o discuție la nivelul organizației județene, a PSD, numește guvernul pe cine vrea, așa, prefect? Fără consultarea organizației județene? Fără un vot în organizația județeană a PSD? Când va fi, vă vom anunța. Când a fost, v-am anunțat. Nu există. Poate va exista săptămâna viitoare. Dacă va exista, vă anunțăm. Eu nu cred în lucrurile astea. Eu cred că trebuie să ne așezăm și mai mult, să înțelegem votul vrâncenilor foarte clar, să ne focusăm pe proiectele de dezvoltare și fără doar și poate oameni sunt foarte mulți care pot ocupa funcții. Dar trebuie să fie și cei mai responsabili sau cu experiență care să și livreze comunităților ceva. Ca așa doritori am mai văzut, da. Dar noi nu o să meargă nici cu manicuriste, nici cu alte feluri de știu eu, profesii în funcții care necesită expertiză, care necesită o implicare foarte complexă, că aici vorbim de o coordonare a tuturor instituțiilor de concentrate ale statului. După cum știți, fiecare minister are cel puțin una. Sunt ministere care au și 3-4 instituții în subordine în fiecare județ și nu e așa de simplu. Adică trebuie să fii cumva familiarizat cu acest domeniu al administrației ca să poți să și îndeplinești acea titulatură pe care ți-o pune cineva așa în piept. Nu e suficient doar să vrei. Trebuie să mai și poți. Ați menționat niște proiecte de la Consiliul Județean, sunt niște dosărele, să zic, cum v-ați exprimat, cu genul parc industrial, parc industrial, campusul, ce nu s-a început nimic. Ce fac cu ele, le voi analiza și trebuie să... Le abandonați, nu abandonez absolut nimic. Tot ce este fezabil, iar campusul nu este doar fezabil din punct de vedere al necesității, el este obligatoriu de a fi implementat, pentru că vedem și cu învățământul unde ne-am dus, nu doar județul Vrancea, ci România, și clar că aici va trebui să creăm acel pol de profesionalizare și nu doar de alfabetizare. Observ că la unii nici asta nu mai prea funcționează, alfabetizarea. Clar că trebuie să profesionalizați copiii noștri pentru odată a avea un viitor sigur, solid și pentru a rămâne aici, în județ și în țară. Și un astfel de obiectiv trebuie dus până la cap. Parcul industrial. Și parcul industrial.
Dar dacă nu avem decât niște documente și cheltuieli, înțeleg, foarte mari pe salarii și pe nu știu ce tipuri de activități, fără nimic concret, când nu cred că ați văzut dumneavoastră... Păi le tăiați când ajungeți și când se întâmplă ceva concret, atunci și o salariu, nu? Absolut. Vedeți? Așteptăm. Ați început să mă cunoașteți. Și cu spitalul, nu? Se merge, nu? Și cu spitalul se merge fără doar. Și poate știți foarte bine că și la ultima vizită a premierului, am spus-o și eu de nenumărate ori, din păcate a trenat o decizie de segmentare a proiectului inițial din iulie 2019, o mai spun a nu știu câta oară, că atunci a venit conceptul de nou spital județean. A trenat, din păcate, din când am venit eu, din 2022, prefect, am avut discuții pentru a segmenta în trei module acel proiect inițial, pentru că nu era nici fezabil, nici sustenabil financiar, că depășea undeva la 600 de milioane de euro și nici n-am fi avut suficient specialiști și dacă l-am fi putut construi în 2-3 ani, să fi avut banii necesari, multe din ele nu ar fi fost funcționale din cauza lipsei resursei umane medicale, care e o carență la nivelul întregului, nu județ, a întregii românii. Și atunci venim cu spitalul, așa cum v-am spus, și am avut discuții și în ultima perioadă cu Ministrul Sănătății pentru acea modulare a unității de primiri urgențe în exteriorul spitalului actual, pentru a putea asigura acele cerințe minimale, cel puțin dacă nu alea normale a anului 2024, de spații, de trasee și, bineînțeles, de posibilitatea ca medicii și personalul medical să poată avea un act medical de calitate și să scădem acel disconfort accentuat al pacienților și a aparținătorilor. Și, bineînțeles, și includerea într-o rețea universitară care, în următoarele săptămâni, vor continua discuțiile, analizele și sunt convins că se va lua o decizie și din acest punct de vedere cu una din universitățile medicale din România, pentru a putea avea personal medical rezident să vină să suplinească și să ajute personalul medical existent la nivelul Spitalului Județean Vrancea. Asta-i tot? Mulțumim. O oră. O oră. Am depășit 100 de cuvinte. E bine. Mulțumesc mult. Una peste alta. Vreau să spun foarte clar și foarte răspicat. Sunt un om care iubește pe Dumnezeu și iubește semenii și care nu vrea decât să facă bine. N-am reușit de multe ori sau întotdeauna să fac atât de mult bine cât a avut nevoie comunitatea sau cât mi-am propus chiar eu. Dar niciodată nu voi face rău nimănui și niciodată nu voi fi afectat de un subiectivism care este caracteristic nouă oamenilor în toate deciziile pe care le voi lua. Așa să ne ajute Dumnezeu.